Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare la noi la alegere pentru un anumit colectiv, foarte general, genul unora de etalări. În timp ce am amestecat cărțile, au venit câteva mesaje. Sper să nu vorbesc despre acea situație despre care am vorbit ultima oară, dar totuși a venit tot trei de spade. Este vorba de o situație, aș spune, dureroasă, dezamăgitoare. Comunicarea, în primul rând, a fost dezamăgitoare. Nu ați înțeles ceva, nu s-a exprimat ceva. La capătul setului de cărți apare regele de bâte, steaua și asul de spade. Aș spune că, dincolo de această durere, este determinarea cuiva de a se vindeca și de a începe ceva nou. De a se transforma. De a se bucura de viață. De a-și face planuri. Planuri. Ce fel de planuri? Planuri care duc către stabilitate și interesant. Vedeți, luna în acestea de cărți apare ca un soi de doi de bâte, lângă doi de bâte. E și eclipsă de lună. Interesant, avem soare aici, chiar eclipsă, lună. Probabil că eclipsa de lună din Scorpion va aduce multe transformări, dar, vezi, două bâte. Dacă inițial aici cele două bâte se intersectează, oarecum blochează până se pregătesc planurile, urmează să treceți inclusiv prin zone de umbră, de întuneric, nimic nou, apropo de asul de spade, nimic și de vindecare, nimic nou nu implică ceva teamă. Teamă de necunoscut, teamă de nou, nu? Tot aia e, într-o anumită formă, sunt nuanțe diferite. Dar eu asta văd, dincolo de dezamăgire, de suferință, urmează ceva nou. Poate să fie o nouă comunicare, o nouă etapă sau absolut ceva nou. Însă, interesant este că din această serie de cărți a apărut Pantera, care nu e o energie prea grozavă. Ar putea să fie cineva care vă urmărește din urmă. Din urmă, interesant, vreau să zic din umbră. O fi și umbră și urmă, din trecut. Vă urmărește cum... Ia să vedem cum ce. 9 de pământ, 9 de monede, 7 de monede. Da, cum vă transformați, ar spune. Din mielușelul care sau mielușica. Care? Probabil erați cândva într-o ființă foarte stăpână pe sine. Am văzut mai devreme împăratul, aici apare, iar, apropo de eclipsă, apare, băi, elk, ce scapam acolo de mercurul ăsta retrograd, firar el să fie cerbul. Vă regăsiți stabilitatea. Și stabilitatea asta, interesant, cum vine mesajul, o veți manifesta cu răbdare într-un cerc închis, în cercul vostru, în mediul vostru vă transformați cu răbdare, investiți în această creștere spirituală și financiară, 7 de monede, 9 de monede, 10 de monede, ia uite, creștere, transformare. Și această privighetoare, în acest moment, probabil că ascultați pe cineva comunicând un adevăr care vă ajută în această transformare sau, pur și simplu, comunicarea cu cineva neașteptată. Poate o chestie și de muzică, un cântec, ceva vă inspiră, nu știu dacă toți cântați sau aveți de-a face cu oameni care cântă, dar e o chestiune de comunicare frumoasă, plăcută. Așa. Și am zis că e cineva din urmă sau din umbră care vă urmărește, vă dușmănește. Probabil are legătură cu acel trei de spade, care a comunicat agresiv, aș putea spune, care v-a rănit, care a încercat să vă lege printr-un anume tip de comunicare și în acest moment, în timp ce vorbesc, îmi dau seama că ar putea să n-aibă legătură cu etalarea totuși care a fost mai devreme, mai acum câteva zile, mai devreme. În fine, timpul e... Înainte de a... Hai să vorbesc și vreau să vorbesc totuși, să vedem ce se întâmplă aici, că s-au împărțit cărțile în două. Însă, acestea sunt cărțile care reprezintă ce va urma, pentru că este After Tarot. Apare luna. Am văzut mai devreme luna care arăta
oarecum cu doi de bâte. Și interesant, acum iar mi-atrage atenția tot aceeași idee. Sunt acești doi stâlpi. Cap de pod. Două capete de pod, nu știu ce ar putea să fie două turnuri, nu mă interesează. Ideea este că apare într-un anumit viitor. Cu alte cuvinte, exact ce am zis mai devreme, susține ideea, veți depăși niște frici. Și eclipsa de lună, lună, scorpion, o să vă ajute, iar apropo de casa 8-a, 8, a scorpionului, o să vă ajute să depășiți fricile și ridic vocea, că unor mai trebuie să mai ridicăm și vocea, da? Să depășiți fricile și să mergeți mai departe. Eventual să înfruntați niște oameni care poate că cândva v-au rănit, v-au dezamăgit, v-au dezinformat, sau să, dacă nu înfruntați verbal, să investigați, să înțelegeți, nu trebuie să vorbiți, să înțelegeți. Da, e o chestiune de comunicare. Ia uite. Și de la împărăteasă ajungeți, de la preîmpărăteasă ajungeți la împărăteasă. Și ce înseamnă asta? Mai devreme a fost mielușelul și mielușica și iar îmi scap acest cuvânt și probabil are legătură, cineva stă în umbră sau nu s-a arătat până acum și cerbul. Poate că unii dintre voi, din persoane singure, vă găsiți un partener, parteneră. Dar nu e obligatoriu. Poate să aveți un spor de bani, un succes profesional sau pur și simplu creștere spirituală. Să vorbim despre asta, că este foarte importantă. Din acest motiv suntem aici. Și creșterea spirituală, cum se întâmplă înfruntând demonii, fricile. Bine că am aprins, da? Am avut trei lumânărețe. Trei lumânărițe, lumânărițe. Ok, bine că am pus-o pe asta. Ok. Probabil că aveți, apropo de 3, 3 de spade, s-a nimerit, așa s-a nimerit. Acum și că încă n-am început etala. Iau te moarte și renaștere, apropo de scorpion. Vedeți, nu întâmplător ce îmi place să fiu atentă și la genul acesta de semne. Transformare. Renaștere. Valetul de monede. Începeți ceva nou. Un proiect, un drum, whatever. Poate să fie totuși comunicarea cu o altă persoană sau într-un alt context, o comunicare, valeți înseamnă comunicare care ajută transformare. Posibil, dacă nu e transformarea voastră, e a unei persoane din, nu știu, din cercul vostru de cunoștințe, să zic, o persoană pe care ați cunoscut-o, care se transformă radical, își regăsește credința, își regăsește credința și vrea să investească într-un adevăr. Să comunice lucruri de care a fost frică să comunice până acum. Hai să vedem situația. Și încă n-a. Și am zis că fac etalare rapidă până se termină mașina de spălat și apoi să văd ce alte etalare mai fac, dar eu ca ceva a venit invers. Exact ce am văzut mai devreme, doi de bâte și invers și luna invers. Aș spune cu luna invers, luna în general ascunde și doi de bâte invers duce către valetul de bâte. Se va comunica despre ceva ce nu ați știut. Ia uite, despre fricile cuiva. Fricile, teama de zi cu zi, ia uite, teama de cineva, șoarecele și pisica, apropo. Ah, interesant, șoarecele și pisica. Cuiva e teamă, poate că este urmărit, urmărită. Această ființă poate să fie și un șef, o șefă la locul de muncă al cuiva. În fine. Deci comunicare care aduce un adevăr. În ce sens adevărul? Se vor dezvălui lucruri care nu, pe care nu le știați. Ia, situațiune. Odată. De două ori. Uite, nu mă lasă. De trei ori. Trei de monede. Iar o comunicare constructivă, aș spune, în care veți depăși un mare blocaj, blocajul acesta fiind reprezentat de munte. Un mare blocaj se va
da la o parte în momentul în care veți comunica. Și ar putea să fie o comunicare cu altă persoană, nu musai cu același personaj care v-a rănit. Și această comunicare să vă ajute să vă reconstruiți viața sau voi să-i ajutați pe ei să se reconstruiască. Variază de la om la om. Apare și un doi de monede. Între 8 de spade și 3 de cupe. Ar spune că această transformare a cuiva ajută personajul care e în plin proces de transformare. Că poate, că toți ne-am transformat, toți ne transformăm, dar unii sunt mai la început sau sunt în etape dureroase. Că și dacă am fi evoluați, tot mai trecem prin etape dureroase. În fine, această transformare implică alegerea între a sta blocat într-un sentiment de vină, de rușine, de incapacitate de transformare și bucuria de a renaște, de a trăi viața, de a privi lumina, de a te bucura de lumină, nu? De a sta în întuneric, în coconul ăsta, fără să îndrăznești, să acționezi, să gândești pe cont propriu, să... În fine, da, înțelegeți. Să mai clarificăm. Hai să clarificăm, că tot nu am tăiat cărțile. Iar sunt zgâriată de motonel, dacă vedeți zgârietorii ăsta. Să clarificăm. Ia uite diavolul. 6 de monede. Magicianul, interesant. Deci, această construcție, da, colaborare, comunicare constructivă, am două variante. Are la bază ori o atracție foarte intensă între voi și cineva și acest personaj își dorește să echilibreze oarecum lucrurile și să manifeste ceva nou cu voi. În acest context, în acest mesaj, diavolul este doar atracția foarte intensă dintre voi. Neexprimată până acum, eventual, și face parte din transformarea despre care am vorbit. Ar mai fi o altă variantă. Poate și aceasta are legătură cu prima sau poate să fie separată. Diavolul să reprezinte energia toxică în care cineva a stat. Obsesii, adicții, dependențe, codependență, de joburi, de familie, de X, Y, Z. Și acest personaj să-și dorească să manifeste ceva nou cu voi, să fie conștient. Da? 3 este, 6 este multiplu de 3. Și să fie conștient că nu poate să construiască decât dacă împărtășește cu voi, dacă are o relație echilibrată cu voi. Și nu mă gândesc musai la amor, mă gândesc la un parteneriat. Nu reușește să se transforme și să manifeste ceva nou decât dacă participă, dacă oferă de la egal la egal și nu așteaptă nici să primească mai mult decât dă, nici să dea mai mult decât primește. E o chestiune de egalitate. În fine, situațiune. La capătul setului de cărți, da, se poate manifesta de 7, 8, o anume victorie. Ia uite, iar apare șoricelul. Victoria asupra fricilor, aș spune. Prin comunicare. Comunicare și echilibrată, aș spune pacifistă și constructivă. Ia, faceți planuri cum să inițiați. Interesant, e o comunicare, dincolo de o tăcere. Tăcerea cred că a fost. Și doi de cupe, repet, poate să fie un parteneriat. Nu e musa, e suflet, pereche. Sufletele pereche pot să fie parteneri de afaceri, prieteni, oameni care ne susțin în momente grele. Ia să vedem unde sunteți voi, unde sunt eu. Octopus. Mă așteptam totuși octopus să vină în zona diavolului. Și pentru mine octopusul ăla are vibrație de scorpion. Ce frumos. Și vorba dulce mult aduce. Colibriul. Cel care comunică și aduce lumină în tuneric. Și comunică frumos. Nu știu dacă are legătură totuși cu ce am văzut mai devreme, cu privighetoarea.
cu cântecul, cât are legătură cu... Interesant cum vine mesajul. Capacitatea unora de a accesa un anume tip de nectar. Adică de a accesa un potențial la care alții nu ajung. Mesaje și mesaje. Asta e pe canalul Tarotela. Nu știu pe alte canale, n-am timp să ascult cum sunt transmise mesajele, dar mesajele când e vorba de tarot, astrologie și alte chestiuni care țin de spiritualitate, spiritism, ocultism și ce mai vreți voi, da, sunt codificate. Înțelegeți ce vreți. Aici, Octopus, persoană foarte creativă, foarte inteligentă, cu multe capacități de manifestare, dar destul de complicată, complicată emoțional. Probabil tendințe, aș spune, obsesive. E o chestiune legată de Scorpion, de casa 8-a, de Pluto. Acaparantă, posesivă, aș spune, persoană. Dar vedeți, interesant, acum chiar că dau bine cărțile așa. Magicianul, deci diavolul a fost explicat de Octopus și colibriul de magician. Apropo de comunicare, magicianul comunică. Are acces la acel ceva divin, că nectarul totuși e un produs divin, da? Are acces la o energie divină și permite manifestarea mai rapidă a multor lucruri față de cei care n-au acces la cel secret, la cel dar, har. Și trăiește în lumină. Eu asta simt. Dar ce vreau să spun? Am cu acest 6 de monede, care reprezintă o energie ce ține de egalitate, reciprocitate, ambele persoane sunt puternice. Ideea este că forțele voastre foarte diferite, ambi foarte creativi. Dar să zic unul mai intens, altul mai, nu să-i mai puțin intens, mai detașat, mai înalt. Aș spune, combinați întunericul și lumina, puteți, dacă vreți, să combinați bine întunericul și lumina, și să creați ceva interesant. E o chestiune de creație. 3 înseamnă creație, dar duce către împărăteasă în varianta sa bună. 2 regi, rege de monede și de foc. Nu, regina, pardon, rege și regina. Pentru această creație aveți nevoie de încredere și viziune. Energia masculină este foarte... Trebuie să învețe să discearnă între libertate și libertinaj și energia feminină, pentru că e vorba de regină, eventual trebuie să înțeleagă, așa simt nevoia să transmit mesajul, că uneori încrederea pe care o are în ea este greșit înțeleasă ca fiind aroganță. Mesaje, dați-mi voie să transmit mesaje, da. Bine. Hai să vedem ce se întâmplă în această perioadă. O dată, de două ori, de trei ori. Tăcerea a fost între voi cu eremitul, dar necesară ca să înțelegeți. Dată, deci 5, 2, 1 și încă 3. 8 de monede, 10 de bâte. Marea preoteasă. Soarele.
Wow, deci în primul și în primul rând. Da, sunt niște secrete. Am văzut luna mai devreme. De 2 ori am văzut luna. La eclipsa de lună probabil că veți înțelege niște lucruri, dar ascultați-vă intuiția. Acest personaj, în primul și în primul rând, este foarte obsedat. Nu musai de bani, nu luați în mod greșit, pentru că e bine, dacă și eu am ajuns să înțeleg că bine să ai bani și să ai o oarecare stabilitate financiară, bănuiesc că și voi ați înțeles. Aș spune că are tendința să muncească, să depună prea mult efort, să se consume, mai bine zis, să se consume în munca sa, în profesie. Din acest motiv, probabil, la un moment dat, dacă are legătură cu trei de spade, s-a manifestat trei de spade. Dezamăgirea, durerea, tăcerea. Sunt mesaje și mesaje. Dar asta totuși e o calitate să muncești, da? Până la urmă, în aceste vremuri, nu e chiar așa ușor să găsești oameni muncitori. Ideea este că dacă ar depune aceeași energie cât depune în muncă, sau nu aceeași, măcar o parte, să împartă, apropo de egalitate, de echilibru, să-și împartă energia în așa fel încât să aibă timp să gestioneze și relațiile cu alte persoane, inclusiv cu voi, ar fi bine. Aici este magicianul și colibriul. Pare persoană publică. Nu știu dacă e artist, dacă e persoană spirituală, variază, dar apare magicianul de 2 ori. Este, am zis, iar, apropo, are acces la niște daruri divine. Și puteți să interpretați asta în multe feluri. Da, pare persoană spirituală, dar în cazul în care unii dintre voi știți că aveți de-a face cu un personaj. Apropo de soare, și nu e obligatoriu să fie femeie, poate să fie bărbat într-o energie feminină, în sensul că poate atrăgând publicul, lucrând în public, manifestând atât de ușor, pentru că are niște daruri din copilărie și darurile astea, repet, poate să nu fie musai divine, poate să fie de altă natură. 6 de bâte. Poate vine dintr-o familie cu un potențial mai mare decât cealaltă persoană și atunci e mai ușor să manifesti, da? Posibil acest personaj uneori să aibă tendința să fie cam arogant, să mesaje celălalt. Muncește, a muncit intens pentru fiecare succes. A pornit de jos, muncește, se transformă și poate din acest motiv pare uneori mai intens, sau nu că pare, chiar este intens pentru că depune efort, pentru că are această tendință obsesivă de a se implica în responsabilități. Dar repet, ambii puteți crea ceva chiar foarte special dacă vă ascultați intuiția. Ia uitați, vedeți și voi cum văd și eu, cum s-a așezat Marea Preoteasă. Întunericul este pe partea cu diavolul și lumina este pe partea cu soarele. Iar eclipsa aceasta, apropo de eclipsă, lună, soare, pământ, eclipsa asta vă ajută să înțelegeți multe. Și eu acum asta văd. Central. Ceea ce se întâmplă, ascultați-vă intuiția, nu știți multe lucruri. Nici despre persoana care lucrează în public și poate pare arogantă, nu știți niște lucruri. Nu investigăm acum, poate că ar trebui să facem etalări specializate pentru așa ceva. Nici despre această persoană nu știți. Nici unul, nici altul nu știe umbra, lumina celuilalt.
Poate că unul manifestă mai mult lumina, celălalt mai mult umbra, dar nu știți varianta opusă. Înțelegeți, da? Ideea este că împreună, repet, împreună puteți să creați ceva special și vedeți voi, între voi doi este un văl. Vălul ăsta ascunde acest potențial, eu asta văd. Ascunde acest, exact ce am spus mai devreme. Faptul că puteți, dacă vă uniți forțele, să creați ceva foarte special. Trei de monede. Trei de monede și la nivel personal înseamnă reconstrucție. Posibil că fiecare v-ați reconstruit. Cel puțin odată în viață v-ați reinventat. Și e mare lucru să colaborezi cu cineva care s-a reinventat măcar odată. Pentru că știi ce înseamnă transformarea. Construcția, munca, colaborarea, cât de cât. Ia uite, există potențial să o luați de la zero. Ia, de la 0 la exact 3. Împărăteasă și lumea. Să manifestați abundență, să manifestați. Dar pentru asta, un pic de analiză. Probabil că a fost ceva tăcere. Analiza asta mă duce cu gândul la eremitul pe care l-am văzut mai devreme. Tăcerea care a fost între voi v-a ajutat pe fiecare oarecum să vă așezați gândurile în ordine, să vă iubiți un pic mai mult și sincer, nu vorbesc de o dragoste egoistă, să vă dați seama ce vă doriți de la un alt partener, inclusiv de afaceri, și să vă ajute să vă proiectați, e o proiecție mentală, într-o zonă care inițial părea un vis, dar acum există potențial să o luați de la zero, să manifestați acest vis. Pare riscant visul, dar revenind în planul acesta 3-4-3D, se poate întâmpla ceva frumos. Împărăteasa și lumea. Repet, puteți avea un succes. Eu asta văd. Pentru că am început cu 3 de monede care îmi spune că puteți construi. Știu că se pot interpreta cărțile în multe feluri. Dacă vreți să interpretați negativ, da, interpretați cât de negativ vreți. Eu în acest moment nu țin musai să mă fixez pe negativ. Nu pot. Nu pot să mă fixez pe negativitate. Hai să nici ar putea să se manifeste în continuare. Am zis, în acest moment nu știți nici unul, nici celălalt. E ca și când vă uitați, de exemplu, la un personaj, nu știu, actor. Sau, eu știu. Nu știți ce e în viața sa personală. Pare totul super strălucitor, dar în viața sa personală s-ar putea să nu fie. Chiar așa. S-ar putea să fie chiar umbre, chiar frici, apropo. Iar, tot așa. Stăm și acuzăm, ne uităm, uite ce personaj, și obsedat de muncă, complicat, prea intens, poate chiar și prea tentant, eu știu, sunt multe variante. Dar nu știm de ce acel personaj apare așa. Poate că totuși are și o latură frumoasă, luminoasă, nu? Apropo de Yin și Yang, vedeți? Bă, ăsta e cu alb pe negru. Juie, negru pe alb. Apropo de fiecare are o latură sa și frumoasă și negativă. Cel puțin una. În acest motiv, de-aia am zis că vă puteți echilibra forțele și 2 este un număr simetric. Iar 2... 3, 6 sunt multipli. 6 e multiplu și de 2 și de 3. Iată, 10 de bâte. Posibil. Acest personaj ar trebui să renunțe la acele multe responsabilități și să înceapă, să îndrăznească, să lase în urmă. Exact, să lase în urmă aceste multe responsabilități și să meargă către soare. Și pentru acest lucru trebuie să-și asculte intuiția, trebuie să-și învingă fricile
și să îndrăznească să privească soarele, să îndrăznească soarele și Marea Preoteasă, să se trezească spiritual sau să-și asculte intuiția și să spună, da, uite, merit și eu să fiu în lumină, merit și eu să lucrez cu oameni puternici, cu oameni de succes. De ce n-aș merita? La cât efort am depus? La câte în câte responsabilități m-am implicat? De ce n-aș merita? De ce lumea trebuie să mă acuze de aia și de altă când, de fapt, poate nu sunt chiar așa? În fine, mesaje și mesaje. Hai, o dată. De două ori, de trei ori. Iau temperatura. Aș spune că lucrurile se vor stabiliza în viitor, într-o anumită formă. Vedem cum, dacă vreți. Aici, vedeți cum s-a mișcat? Asta trebuie. Personajul acesta, posibil știți ce simt pentru unii dintre voi. Foarte creativ, foarte inteligent, cu multe, abilități, exact, 8, 8, 8 de cupe, 8 de monede, cu multe abilități. Dar, posibil, știți ce simt? Că acest personaj nu a fost încurajat, exact, 3 de spade și pantera ar putea să țină de un trecut sau un prezent al acestui personaj. A fost descurajat, a fost... prea puțin apreciat. În fine, hai să vedem. Haide, ha. Hai că s-a terminat și mașina de spălat, se usucă rufele în mașină, spânzuratul lumea, asul de monede. Deci se poate manifesta exact. Valetul de cupe și 5 de spade. 5 de spade în acest context înseamnă victorie. Asta este. Acest personaj, repet, acest personaj a stat legat. A stat legat în prea multe griji și pentru familie, și pentru job, și pentru alte persoane. S-a sacrificat. Dar a venit momentul, eventual, poate chiar un personaj, uite, cineva are o cupă în mână și aici are un, e un personaj cu o cupă în mână. Au fost oferite niște emoții. A fost o urmează să fie oferit un potențial. Exprimarea unor lucruri, apropo de valet, apropo de trei de monede. Dacă veți comunica și vă veți asculta intuiția, repet, puteți să începeți un nou proiect, o colaborare care vă va aduce succes. Succes asupra invidioșilor, inamicilor, oamenilor, panterei care era mai devreme, oamenilor care au încercat să vă pună la pământ. Și apare lumea. Acest personaj trebuie să încheie acel capitol în care se oferă prea mult pentru alții. Și aici este soarele. Soarele este asupra sa. Aș spune că personajul acesta merită, chiar dacă pare așa de intens, merită să fie în lumină. Nu știu ce s-a auzit așa. Merită să fie în lumină. Și cine va colabora cu acest personaj își va da seama că, e, vedeți, exact asta mi-a adus Melina cu câteva zile, gândăcelul ăsta, ca un soi de licurici. Personajul cu care va colabora acesta va fi foarte încântat de faptul că a descoperit acest potențial în cineva care poate nu a fost suficient apreciat, apreciată. Și puteți, e o poartă care duce către o moștenire, către o curte, către o, eu știu, afacere, casă, ce vreți voi, relație de lungă durată, colaborare pe termen lung. Dar vedeți, nu e doar asul de monede, mai este încă ceva, cu alte cuvinte, sunt două persoane care vin cu acest
cu potențialele sale. Probabil se vor exprima emoții, poate se vor transmite niște scuze, că poate unul a fost mai arogant decât era cazul, dar ia uite, asul de spade, se va comunica într-un mod neașteptat și se va construi. Ia uite, iar cine vrea să construiască, poate să construiască. Cine vrea să rămână în zona negativă, să interpreteze negativ aceste cărți, pentru că este liberul arbitru al fiecăruia. Însă, eu zic că putem totuși să încercăm să vedem partea frumoasă în fiecare situație negativă, să învățăm și da, să transformăm și viața noastră mai bine și altora. Cam asta este. Mă duc să-mi strâng rufele și mai vorbim la celelalte taleri. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, ceau, ceau!